Bună! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi m-am gândit să încep un vlog. Ieri am filmat primul meu clip în foarte mult timp, adică cred că nu mai filmasem de 2 luni și l-am și postat. Dacă nu l-ai văzut, o să-ți las un card pe aici să-l vezi, să vezi cam despre ce este vorba. Astăzi vin în completarea lui să vă spun că ieri doctorul ne-a spus să schimbăm, ne-a dat câteva variante să le încercăm în cazul în care nu funcționează, sunăm și vedem ce mai poate să facă. Ne-a spus să schimbăm biberoanele, să încercăm să îi îngroșăm laptele cu făina asta de orez. Am găsit ceva cu gust de vanilie, chiar o să vă arăt că am fost ieri și am cumpărat. Sunt astea. Le-am încercat, nu-i plac. În afară de asta, cine a mai spus? Ne-a mai spus să încercăm cu să-i dăm un fel de cereale cu lapte și așa poate o să înceapă să-i placă gustul de lapte. Până la urmă, ea bea apă. Uite, ești cam o pată aici, albă. Ce ciudat. Da. Ea bea apă atunci când îi dau să mănânce mâncare solidă, ea bea apă. N-are o problemă. Dar ne-au spus, pentru că practic la spital ea bea lapte și când am ajuns acasă ea nu a mai băut lapte. Și de la spital ne-au spus că e posibil să fie apa. Noi folosim Evian sau așa ceva și ea acolo folosea Ordal sau Ordan. Nu știu, Adnan știe. Am fost jos și am căutat apă de aia, dar n-am găsit și a rămas să comande de pe net pentru că, pur și simplu, n-am găsit la Deleize. Să încercăm, poate apa îi dă un gust diferit laptelui, deși mie mi se pare o chestie foarte extremă asta să fie din cauza asta, deși ar fi o chestie pe care n-am încercat-o și am zis să o încercăm și pe asta. Am schimbat biberoanele, de fapt noi le foloseam pe cele de la mami, chiar ne veniseră, chiar comandase în săptămâna trecută și ne-au venit și am zis să încercăm să folosim altceva și anume cele de la spital. Ne-au dat de la spital 2 sticluțe, 2 biberoane și le-am încercat. Adevărul e că se chinuie puțin mai puțin, mănâncă mai bine cu biberoanele astea pentru că au un sistem din ăsta, dacă sucești, curge mai mult sau mai puțin. Și ne-am hotărât să comandăm din alea de pe net din nou. Alea nu se găsesc la bucate, se găsesc la 10 bucăți și am zis să le comandăm. Dacă asta e soluția, vrem să încercăm tot ca să fie bine. Eu acum îi pregătesc lui Adnan prânzul și vreau să ieșim puțin pe afară pentru că este vremea bună, ce să facem în casă? N-am. Nu e soare, e înnorat, dar sunt 21 de grade. Am pregătit-o pe Aileen, ea a dormit puțin, a și mâncat puțin în dimineața asta, este 10:30 și nu cred că o să ne întoarcem într-o oră și jumătate cât să-i pregătesc prânzul lui Adnan. Da, iubire! Ce faci? Ce face prințesa mea mică? A scăpat și Jessica? Păi ia du-te, ia întinde-te după ea. Hai, întinde-te după ea, uite acolo lângă tine. Haide. Haide, mama. Nu? Vreau să o învăț să-și ia singură spuzeta, nu să îi dau eu, să-i o bag tot timpul în gură. Câteodată și-o mai ia, câteodată nu și-o mai ia. Noaptea e problemă că uneori vrea spuzeta și trebuie să mă ridic eu din pat să mă duc să-i o dau. Dar e ok, nu e problemă. Oricum, în dimineața asta s-a trezit la 4:30 și n-am mai dormit, pur și simplu. Dar m-am bucurat că am mâncat puțin. Da, iubire, ia și pune tu. Luăm și 10? Uite. Și planul pentru astăzi este așa, vreau să ies puțin să mă duc în Hema, să-i mai cumpăr câteva hăinuțe. Vreau să fac un unboxing, pentru că Adnan a primit niște vin și vreau să-i fac eu unboxing-ul. A primit niște vin pentru degustat, vă spuneam eu în ultimul meu vlog,
că a primit vin. Vă arătam sticluțele alea mici, n-am făcut nimic cu ele deocamdată. Și acum a primit sticloaie din alea mari, normale, de vin. Și vă dați seama că o să fie puțin aiurea, că după ce îl degustă, n-avem ce să facem cu el, că Adina nu bea atâta vin, eu nu beau vin, deci probabil că o să fie o risipă totală. Mă bucuream mai mult să-i trimită din astea mai micuțe, poate reușeam să fac ceva cu ele. Oricum n-am reușit, v-am spus, n-am reușit să fac nimic cu ele. Nu, e lângă tine, trebuie să-ți o iei singură. Da? Da? Haide, mergem la plimbare? Da, și m-am gândit să vă arăt vinul ăla și să vedem pe unde mai mergem. M-am gândit să merg și prin Krautwaard să iau niște bureței din aia coniac, pentru că Adana a fost în România și l-am rugat să-mi cumpere de la Demet, dar nu i-a găsit și am zis că o să mă duc aici să cumpăr. Oricum am și câteva lucruri să vă arăt din România. Da, iubire? Vrei și tu atenție? Da? Spune. Haide, spune. Bun. Mă pregătesc să îi termin, să-i curăț ouăle lui Adnan, că i-am fiert ouă și, mă rog, prânzul lui obișnuit, o să-i arăt eventual. Și după aia mergem. Bun, asta este prânzul lui Adnan. Avem aici niște șuncă, un fel de șuncă de pui. Aici sunt măsline din România, măsline mamut. Patru ridichi, o roșie, niște castraveți. Ăștia cred că sunt murați, pentru că ăia la oțet sunt mai buni, și iar mie ăștia nu-mi plac. Și ouăle de toate zilele. El de la ouă înainte mânca un gălbenuș și restul doar albușuri, patru gălbenușuri le arunca. Însă acum nu mai mănâncă niciun gălbenuș, mănâncă doar albușurile și de obicei aici mai este și mai pun și brânză, dar momentan nu mai am brânză, așa că asta este tot pentru astăzi și este mai mult decât suficient pentru el. Ha? Spune! Super! Unde vrei să pleci? Ia uite! Hmm? Te-ai plictisit acolo? Te-ai plictisit, mama? Hai că ajungem acum acasă. Mai avem puțin. Am fost în Primark, în Krautwaard și în Hema. N-am cumpărat mare lucru, dar o să vă arăt oricum acasă. Eu oricum ieșisem să cumpăr șnuruleț din ăla pentru Suzetă și n-am găsit. Mergem acasă și vă arăt ce am cumpărat și vedem ce mai facem. Stăpărul bate vântul destul de tare afară. Stai să iau și eu astea de pe aici, le dau așa din cadru. Bun, haideți să vă arăt repede ce am cumpărat. Pentru că vreau să mă pun să fac curățenie, nu o să vă arăt chestia asta, pentru că e destul de dezastru în casă și nu cred că vreți să vedeți asta. Plus că vreau să fac un tur al apartamentului mai întâi. Bun, am fost în Hema, am cumpărat un body din ăsta cu breteluțe, mai am doar unul și îl are acum pe ea, că am schimbat-o că era puțin transpirată. Și ne plac destul de mult. Celălalt este roz, îmi place mai mult ăla, dar nu aveau decât roz și așa, și am zis de ce să mai iau tot roz. Așa că l-am luat pe ăsta. Ăsta a costat 4,50 €. Tot din Hema am cumpărat și acești crackers din porumb. Mi-a plăcut mie cum arată și am zis că vreau să văd cum sunt. Plus că mi era... Am fost în Proxy și mi-am cumpărat un Sprite. Voiam să-mi iau apă, dar nu aveau apă rece. Adică era pusă la rece, dar nu era rece. Și mi-am luat un Sprite fără zahăr. Mă rog. Fără zahăr? Nu e fără zahăr. Cum crezi că e fără zahăr? În fine. Așa. Am mai fost în Krautwaard. Mi-am cumpărat o perie din asta de biberoane. Pentru că... Na.
trebuie schimbate regulat și nu mai aveam niciuna. De obicei cumpăr câte două, dar asta era singura. Asta mi se pare că e 1 euro și ceva, nu mai știu cât este. V-am spus de restul, asta a fost 4 euro, ăla, cred că și aia mi se pare că au fost 2 euro. Apoi am fost în Primark și de ceva vreme spun că vreau să-mi iau pijamale și le-am găsit pe astea. Le-am luat așa mai lălui pentru că vreau să fie confortabile. Eu mi-au pijamale și mi le-am luat pe astea nu doar ca să dorm cu ele, ci ca să stau prin casă cu ele, pentru că eu de 6 luni încoace am 4 perechi de colanți și o pereche de blugi cu care ies pe afară și atât. Restul hainelor sunt în boxa de la subsol, pentru că am spus că nu vreau să-mi iau alte haine, vreau să ajung să arăt cum arătam înainte de sarcină, ca să folosesc aceleași haine. Și mi-am cumpărat pijamale. Da. Bun. Și în afară de asta, tot din Primark, am cumpărat acest costum de baie pentru Aileen. Era unul alb cu dungi roz sau roz cu dungi albe, nu știu exact. Mai era unul alb cu floricele albastre și mai întâi stăteam și mă gândeam pe care din alea să-l iau. Apoi l-am văzut pe ăsta și... Da! Abia aștept să umbra cu el. Mi se pare destul de mic totuși pentru ea. Aici spun 74 de centimetri, dar dacă nu este bun de ea, o să mă duc să-l schimb, ca am bonul. Ăsta a costat 7 euro și pijamalele 10 euro. Da, ok. O să umbrac cu el, o să ne probez și eu pe astea și dacă nu-s bune, țâști mâine înapoi. Bun, v-am mai spus de niște vin, că vreau să vi-l arăt. Cred că mă duc acum să aduc, văd că este cu mințica Aileen și este în hall cutia cu vin și mă duc repede să-mi scot și eu căștile astea. Mă duc să aduc vinul, să fi la rătii. Eu v-am mai spus prin clipurile mele că eu nu beau vin, mie nu-mi place absolut deloc vinul. Dacă beau ceva cu alcool, de fiecare dată beau lichiorul ăla de cafea dulce, Baileys parcă, dar acum n-am mai băut de 2 ani de zile. Da, mă rog, în fine, abia aștept să venim, în septembrie o să venim în România și, adică o să ne ducem în România și abia aștept să ieșim și noi să ne clubărim puțin, foai de mine, în fine, dar asta e o altă discuție. Mă duc să aduc vinul. Adnan primește destul de frecvent vin și de data asta a primit o cutie mare. Nu știu câte sticle sunt aici, dar de obicei vin câte 5. Ultima dată a venit, v-am spus, niște cruțe mici și a fost ok, pentru că n-a fost mare risipă de vin. Dar acum cred că au venit iar, de da mai sticloaiele. Care-i povestea? Fac un fel de ședință online și vorbesc despre vin și îl gustă. Cam asta e tot. Ok. Cred că asta este firma de la care primesc vinul. Papa. Asta. Așa, și ce spune ei aici? Că în seara asta, mă rog, când or să guste, când or să deguste vinul, or să descopere Languedoc, regiunea Languedoc. Primul vin se numește Le Planteur, franceza mea. Cred cam așa. Îmi plac foarte tare cum arată, îmi place foarte tare cum arată sticlele astea. Arată foarte bine. Hai să vedem ce spun ei despre... Asta e chiar prima aici. Este din domeniul Sarat de Gundi Le Plan 2020. Este din, de fapt, cred că toate sunt din anul, uite, ăsta e din 2018. Ok, deci ăsta e din 2020. Asta arată așa în panie. Și asta se numește Fanatic. Dar nu este pe această treabă, arată cam așa. Asta arată gustoasă. Asta-mi place cum arată. Așa, următoarea sticlă
este asta, care arată cam așa. Eu vi le arăt, dar nu știu să vă spun despre ele. Uite, după ce o să aibă, nu știu exact când o să le deguste, dar după ce o să aibă seara aia de degustat, o să-l întreb pe Adnan, o să-l rog să ne spună despre ele, dacă are timp. Bun, asta este... Asta e din 2018. Cum să te prepari pentru degustare? Vă sugerăm să puneți vinul roșu și vinul roze în frigider și pe cel roșu într-o cameră rece, cam dificil. Cel roșu ar trebui să fie gustat la temperatura de 15 grade. Chiar înainte de degustare să deschide cele 4 sticle, dar nu știu care 4, că... ok, cred că astea 4 de aici. Așa. Și... Dacă vreți să snecuiți în timpul evenimentului, se recomandă brânză Gouda. Următorul este ăsta. Ăsta e din 2020. Și ăsta arată bine. Dintre toate, cred că ăsta îmi place cel care arată cel mai bine până acum. A, și celălalt care arată ca o șampanie. Așa, și ultimul. Ăsta cred că este roșu. Arată cam așa. Și este din 2020. Ok, și asta este tot. Eu o să mă pun să mănânc ceva, pentru că mi-e foarte foame. Aileen a mâncat puțin că a dormit și a mâncat în timp ce dormea. Dar o tot văd că face ca și cum vrea să mănânce. Dar știți ce cred că o să fac? O să-i prepar ceva să mâncăm amândouă, împreună. Ce spui, mami? Mâncăm? Ce vrei, papi? Bun. Eu astăzi o să mă mai duc până jos să cumpăr niște pește, pentru că am văzut că este la reducere 1 plus 1 gratis și vreau să cumpăr cât de mult se poate în funcție de data de expirare. Și cam atât. Vă arăt eventual și ne auzim mai încolo sau nu știu, vedem noi. Voiam să vă arăt că am probat acest costum de baie și ne vine perfect. Dar nu știu cât de bine este că ne vine perfect, pentru că o să mergem la mare mai încolo și... Na, nu știu. Dar îmi place rău de tot cum îi vine. Bibi! He? Unde te duci, mă, mami? Unde te duci? Ha? Unde te duci? Plecăm în prâncă? Da? Da, îți place? Trebuie să-l băgăm la spălat dacă îl păstrăm. Îl păstrăm sau nu îl păstrăm? Ia spune. E cam fix așa pe tine. Ce facem noi cu el? Ne mai gândim? Ne mai gândim un pic, mama? Uite, unde pleci tu? Tu deja pleci la mare? Pleci la mare, tu, iubire? Am pus-o pe Aileen la somn. Am mâncat 120 de ml și sunt foarte fericită că am mâncat, pentru că eram sigură că este foame, dar nu voia să mănânce. Însă, în timp ce o adormeam, i-am dat, bine, avea ochii închiși, dar important e că am mâncat, nu mai contează cu ochii închiși și cu ochii deschiși. Important e că am mâncat și până acum am mâncat 450 de ml și este ceasul 14:26. Ceea ce este bine, o să mai mănânce până când adorme, o să mai aibă două mese, una în jur de 6-7 și una când o să adormă. Deși atunci când adorme nu mănâncă cine știe ce mănâncă, vreo 50-70 de ml maxim.
Da, și am pus-o la somn, acum doarme în patul ei. Înainte aveam patul meu lipit de patul ei și cumva dormeam așa una lângă alta. Acum am separat. De când am venit de la spital, le-am separat pentru că la spital a dormit singur în pat. Și am zis că e mai bine așa. Bun, am decis că acest vi l-am arătat mai devreme. Am decis ca pe ăsta să-l schimb pentru că este fix pe ea și până când o să mergem noi la mare sau unde o să mergem la piscină, nu o să mai fie bun. Dacă auziți zgomote, să știți că aici în fața blocului se face un alt bloc și se aude. Da, vă spuneam că o să mă duc să-l schimb pe ăsta. Aileen are 66 de centimetri. Ăsta este pentru 74 de centimetri. Nu este pentru 74 de centimetri. O să mă duc să-l schimb. Și mi s-a părut mie puțin cam mic acolo, dar am zis... așa că o să mă duc mâine să-l schimb. De asta nu le-am probat încă, dar sunt sigură că sunt ok. Mai ales pantalonii ăștia, cred că îmi vin mari. Dar mai bine, asta a fost și ideea, să fie mai lălui așa. Ok, cam asta este tot. Am zis că mă duc la Delize să cumpăr pește, dar momentan Eileen doarme și n-am cum să o las. Așa că, da, cam asta este tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. Deși suntem 650, nici nu mai știu, vreo 650 cred că suntem. Și, sincer, nu așteptam să mai fim atât de mulți. Oricum, nu știu câți din ăștia 160, 650 mă urmăresc pe mine, pentru că eu am câte maxim 100 de vizualizări pe clip. Dar, apropo de chestia asta, văzusem la un moment dat pe grupul Sandrei cum că sunt unele persoane care intră, lasă un comentariu la clip, apoi ies și nu se uită la tot clipul. Dacă faceți lucruri de genul ăsta, nu e ok. Bineînțeles că nu e ok. Nici nu am pretenția să vă uitați la tot clipul, că na. Înțeleg și lucrul ăsta, nici nu mă uit câteodată la toate clipurile. Dacă văd în titlu ceva ce mă atrage, derulez până la chestia aia pe care vreau să o urmăresc și care mă interesează. Trebuie să recunosc că în ultima perioadă am cam încetat să mă uit la tutoriale de machiaj și lucruri de genul ăsta, pentru că mă uit foarte mult la mămici și la vloguri cu mămici, cu pitici și așa. Dar, da, prea mult. Ok, în fine. Bun. Dacă sunteți pe canalul meu și mă urmăriți pentru că vă place de mine, mă bucur. Mă bucur că sunt aici și vă sunt recunoscătoare. Dacă sunteți pe canalul meu ca să vin și eu pe canalul vostru, nu e ok. Adică eu vin pe canalul vostru pentru că îmi place de voi, nu pentru că voi sunteți pe canalul meu. Dacă sunteți din motivul ăsta, mai bine ieșiți, că eu oricum vin. Dacă îmi place de voi, oricum vin pe canalul vostru. Dacă nu îmi place la modul că nu mă interesează ceea ce creezi tu, atunci evident că nu vin pe canalul tău. Simplu și, na, probabil o să-mi pierd foarte mulți din subscriber cu această afirmație, dar aș face același lucru și pentru 70 de subscriber și pentru 7.000 de subscriber, dacă aș avea 7.000 de subscriber. Da, ca idee. Eu pe principiul ăsta merg. Nu am nimic de câștigat de la YouTube, dar îmi place să fac chestia asta. Și, din păcate, în ultima perioadă n-am avut timp, dar promit că o să filmez cât de mult pot în următoarea perioadă, mai ales că ne-am cam liniștit și noi și cu mutatul și cu aranjatul și cu așa. Mai este problema asta cu Aileen. Însă o să se rezolve ea așa cu multă răbdare. Bun, vă mulțumesc că m-am uit, că m-am uit. Sunt foarte obosită, m-am trezit la 4, by the way. Aileen s-a trezit la 4 și n-a mai dormit până pe la 9. La 9 am pus-o la somn, am mâncat și apoi am plecat. Asta e motivul pentru care mă cam bâlbâi așa. Și am și fața asta. Bun, vă mulțumesc că v-ați uitat. În cutița cu descriere vă las întotdeauna Facebook-ul și Instagram-ul meu, dacă vreți să mergeți să mă urmăriți și acolo, dar în principiu n-am mai postat
foarte mult pe Facebook și pe Instagram în ultima perioadă. O să postez atât cât pot. Bun. Asta este tot. V-am pupat. Bye! Am revenit. Am revenit pentru că am reușit să mă duc la Deleize și să cumpăr câteva lucruri și m-am gândit să vi le arăt și vouă. Între timp s-a trezit și Aileen și vreau să vă spun așa puțin, să vă introduc în subiect cum ar veni. Au o ofertă la Deleize cu o cutie pe care ți-o dau pe gratis dacă reușești să faci punctele astea aici, 20 de puncte. Cutia conține produse în valoare de 40 de euro și ei ți-o dau gratis dacă ai punctele. Și m-am gândit, pentru că noi facem cumpărăturile doar la Deleize, ar trebui să profităm de treaba asta, deși în cutie sunt așa lucruri pe care, așa mai pentru suflet, știi? În sensul că au ciocolată, napolitană, Coca-Cola, Schweppes, apă, cafea, paste, lucruri de genul ăsta, adică produse pe care le folosești. Sunt foarte obosită că am venit repede de jos și m-am chinuit o grămadă de scurgușa, că nu mi-am găsit cheia. Story of my life. Bun. Și îți dau câte un punct la fiecare 20 de euro cheltuit și ai nevoie de 20 de puncte. Adică trebuie să cheltui 400 de euro ca să primești cutia. Și oferta este până la finalul lunii, cum ar veni. Și am cheltuit 60 și ceva de euro și mi-au dat 3 puncte pe care o să le lipesc aici și când o să iau cutia o să vă arăt și vouă. Bun, haideți să vă arăt repede ce am luat. Probabil ați văzut aici, mi-am cumpărat ceva dulce și un baton proteic. Astea sunt... Pe astea nu trebuia să le iau, dar erau acolo și parcă țipau așa să le cumpăr. Nu știu ce s-a întâmplat. S-au lipit așa de mâna mea. Bun. Vă spuneam, cred că de la începutul clipului, că vreau să mă duc să cumpăr pește. Ei bine, am cumpărat 8 pești, pentru că mănânc și eu și Adnan. Mâncăm amândoi în fiecare seară. Astăzi este 9, suntem în 9 și toate sunt până pe 15. Fiind 8, în 4 zile îi terminăm. Deci este super ok. Mai ales că 1 plus 1 gratis înseamnă destul de mult, pentru că, uite, de exemplu, 1 este 7,58 € și la fiecare 7,58 €, 7,58 € sunt gratis. Deci este foarte ok. Hai să vedem ce discount am avut. Adică, uite, de exemplu, tot ce am cumpărat costa 104 euro, iar eu am plătit doar 66 de euro, ceea ce este super mega ok. Deci am cumpărat 8 pești, tot la ofertă 1 plus 1 gratis, aveau și aceste afine gigantice, pe care eu le mănânc așa, le spăl și le mănânc așa, îmi plac foarte mult. Văd aici în asta, n-am fost atentă, și una este mai așa, cred că mai este și una mai moale, dar uite în asta încă una moale. Eu oricum în 2 zile le mănânc și e în regulă, nu se strică sau ceva. Bun, hai să mergem mai departe. Am cumpărat un din ăsta pentru Aileen, eu pe ăsta îl folosesc și pe, și pe cap și pe corp. Nu e o afacere bună să-l iei în 200 de mililitri, pentru că cel de 400 de mililitri, ăsta este 10 euro și ăla de 400 de mililitri este 13 sau 14 euro. Deci e mult mai avantajos să-l iei pe ăla, dar nu-l aveau în variantă mare și eu am rămas fără. Adică astăzi când o să-i fac baie mai am, dar pentru mâine nu mai am și nu știu dacă merg. Trebuia să cumpărați din Crowdfat, dar nu m-a dus capul. Așa că l-am cumpărat de aici de jos. I-am cumpărat lui Adnan migdale, dar nu cred că sunt cele pe care le ia el de obicei, cred că astea sunt cu sare și sunt coapte sau prăjite ceva, însă nu le aveau pe celelalte. Oricum, dacă nu-i plac astea, o să le mănânc eu. Cred că astea sunt mai gustoase decât celelalte, nu sunt atât de sănătoase, dar cred că sunt mai gustoase și dacă nu-i plac, o să le mănânc eu. Adică lui o să-i placă, nu știu dacă o să le mănânce. Bun, așa.
Am mai cumpărat banane, pe astea le folosesc de fiecare dată când îi dau ceva lui Aileen să mănânce, pentru că Aileen nu a acceptat legumele deloc, adică 2 luni de zile, de la 4 luni și ceva, am început cu legumele la recomandarea pediatrului și nu a luat deloc legume până la 5 luni jumate și am zis ok, hai să încercăm cu fructele și am început ușor cu fructele, nici fructele nu le-a luat cine știe ce, dar orice este cu banană, ea mănâncă. Dacă încerc să amestec altceva și nu banană, nu-i place, așa că am mai cumpărat niște banane. Mi-am cumpărat eu, mi-aduc aminte că în România aveam Viva pernuțe sau așa ceva, astea se mănâncă cu lapte, și am zis să-mi iau și eu, erau cele mai ieftine acolo, erau 1 euro, mi se pare, sau așa ceva, și am zis să-mi iau și eu, că mi-era poftă, na, ce să... Mai erau și alea de la Trezor sau ceva și erau vreo 5 euro cutia. Cantitatea e aceeași, mă gândesc că e ciocolată, ce poate fi nașpa, adică ciocolată și acolo, ciocolată și aici, poate e mai de calitatea aia, da, oricum, vine apă în gură pentru că abia aștept să mănânc mâine din astea. Așa, ce mai cumpărat? Aici v-am arătat, mai am aici 2 de astea, am cumpărat 4 nectarine din astea care arată ca niște prune rotunde, mă rog, în fine, mă bucur foarte tare că le-am cumpărat pentru că mi este foarte poftă. Așa. Și am mai cumpărat, Adnan mi-a spus să cumpăr căpșune. Și am cumpărat 2 pentru că mie îmi plac căpșunele, îmi plac, dar pot spun că îmi plac mai mult îmi place mai mult neura. Astea arată genial, dar de fiecare dată când se duce Adnan, nu știu cum le ia, dar le nimerește așa dulci. Eu de fiecare dată când mă duc, deși le iau pe cele mai roșii, parcă tot sunt cumva nu chiar atât de dulci. Bun, și asta este tot. Eu mi-am desfăcut părul pentru că mă doare așa, țineam prea strâns aici și mă durea foarte tare. Așa că mi l-am desfăcut și mi l-am prins doar într-un moț. În principiu mi-l țin prins pentru că v-am spus, încade părul incredibil de tare. Adică dacă dau așa până prin păr, iau un pumn de păr din cap. Am spus că o să-mi comand și eu colagen, mi se pare. Am văzut pe canalul lui Priscinei că recomandă niște colagen care e bun așa cu ciocolată sau cu vanilie, n-am înțeles foarte bine. Și l-am găsit și eu pe net. Am zis să mai aștept puțin, că poate sunt eu prea stresată și de asta îmi cade mie părul. Dar dacă nu se rezolvă situația într-o lună, așa, poate 2, poate să-mi dau timp 2 luni, dacă nu se rezolvă situația cu părul, o să-mi iau și eu niște colagen din ăla, poate chiar o să funcționeze și pentru mine. Că ea spunea că pentru ea a funcționat și ea oricum are un păr de toată frumusețea, în sensul că e lung și bogat și frumos și așa. Da, în fine, eu am 3 fire de păr și astea prăpădite. Dar sunt mulțumită de culoarea părului meu, care este naturală și este așa, spre roșcat. Acum nu e chiar, nu se vede că e roșcat, dar este. Bun, asta este tot pentru astăzi. De data asta chiar termin, pentru că nu mai am ce să vă mai arăt. Este ora 3:30, mă pun până astea în frigider, mă pun să-i pregătesc ceva lui Aileen. Aileen a dormit puțin și a și mâncat, v-am spus că a și mâncat. Nu știu dacă îi mai este foame acum. Ea își mănâncă tot timpul mâinile, dar dacă îi dau să mănânce mâncare, nu mănâncă. Da, story of my life. Bun, asta este tot, gata, am terminat. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici. V-am pupat, bye!